stai, mă! Nu, Domitocule, ce faci tu? Mă, ăsta-i testamentul tău de prostie, ce faci tu? Să moară mama, deci crede-mă că la școală, la real, eram varză, dar la umandul tu i-am adevărat. Da, de prostie tu tu ești. Bă, cum ne zici tu nouă, mă, că ai turnat benzină pe tine, după aia îți dă un foc și o să te stingi tu din senin, așa, ce? Bă, deci am învățat la școală în felul următor. Corpul uman e făcut de 90% apă, da? Mă, dor, dracu, dar și castravete? Bă, nebunule, ascultă, eu am 80 de chile, ceea ce înseamnă că ai 70 de chile de apă mine, da? Hai, de ce dracu, tu nu te gândești cu capul ăla tău ce înseamnă 70 de kg de apă față de 2 kg de benzină cât ai dat tu pe mine? Hai, dă-i dracu, foc! Mă, handicapatule, ești imbibat de benzină, eu acum dacă prind un chibrit, păi tu începi aici să alegi că o tor să fie, mă, trăi, să-ți familia ta să trebuie, să zică lumea că a dus firea olimpiada în București. Bă, ascultă-mă, să moară mama și oricum, pentru orice eventualitate, avem asta de apă aici, da? Hai! Bă, handicapatule, să mori. Dar știi cum o să mor, cum ai trăit toată viața ta? Cum am încat să-și gură? Ca un prăjit. Auzi, exact. Mă, îmi semnești și mie, te rog frumos, ăsta? Ce e el? E un contract că-mi lași mie apartamentul după ce mori. Ha, poți să-l bagi în cur, fraiere, că-i două bănci înaintea ta la coadă, adevăratul. Și-mi pare mie rău că nu e aici și Dumnezeu să-l ierte și bunică mea. Pentru? Iertinea cu flagăra, Moreni. Hai, mă, dă-i odată, că mă trage curent, adevărat. Iar mă, s-a dracu! Bă, du-te, mă, dracu, s-a mort tu! La ce aștept, mă, piesa? Că asta e piesa care mă face pe mine să trăiesc, să moară mamă! Asta e piesa care te face pe tine să trăiești? Da, să moară mamă! Uite, bă, ce coincidență! Exact piesa care mă face pe mine să mor! Du-te, dracu, stă! Fără familie, mă, deci când dau melodia asta, parcă îmi plec așa din buzunar, un plic cu bani. Sigur. De adevărat. Hai, handicapat. Mamă, de-abia știu, mulțumesc mult, domnul doctor. De-abia știu. Da, 8500 de euro. Da, intră. Domnul doctor, programarea de la 6:30? Să poftească. Da. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Luați loc. Mulțumim. Să înțeleg că dumneata ești tânărul care vrei să faci schimbarea de sex, da? Exact. Da. Măi, mamă, ești sigur? Da, mamă, stai liniștită. Sunt foarte sigură. Da, nu știu, eu întotdeauna mi-am dorit să am o fată, dar nu m-am gândit niciodată că în felul ăsta. Perfect. Sunteți absolut siguri că vreți să faceți asta? Absolut. Să știți că este o decizie extrem de importantă la care trebuie să vă gândiți foarte bine, pentru că, în majoritatea cazurilor, în afara prețului epiperat, este o decizie irreversibilă. Da, 100%. Bun, păi, ce să zic, atunci o să completez formularul pentru operație, numele. Ana Camelia Ionuț. Cum? Ana Camelia Ionuț. S-a întâmplat ceva? Nu, este un nume... Dar... Nu, o să râdeți. Chiar des întâlnit. Și numele de familie? Ionuț. Păi și cum, vă cheamă Ana Camelia? Eu am fost foarte nerăbdător cu această trecere și mi-am schimbat prenumele în prenume de fată. Am și fost cu mama, la evidența populației. Mm-hmm, da, am înțeles. Bun, păi am notat. Ce să zic, să fie într-un ceas bun și fără complicații. Mulțumim frumos. Dragilor, astea sunt fișele pacienților. Avem un transplant de rinichi și o schimbare de sex. Mult succes! Vedeți că sunt niște operații foarte dificile, așa că vreau să depuneți toate eforturile ca să avem rezultate impecabile. Da? Renumele clinicii noastre, știți, da, bla, bla, bla.